important să ne modificăm stilul de viață, așa cum spuneați, și citim pe internet, vedem la televizor tot felul de recomandări, dar cred că cei care pot să ne convingă cel mai tare în acest sens sunt medicii. Cum ar trebui să arate viața noastră, ce stil de viață ar trebui să avem astfel încât să reducem la minimum riscul de accident vascular? Sigur, mă bucură întrebarea pentru că, deși sună paradoxal, cel puțin eu îmi doresc ca pacienții să nu ajungă la mine cu accident vascular. În momentul în care s-a produs un accident vascular, deja s-a atins un prag limită de tolerabilitate al circulației cerebrale și, sigur, consecințele sunt cele pe care le-am discutat. Cred că stilul de viață face diferența și se consideră astăzi că 90% din factorii de risc pentru bolile cardiovasculare în general, fie accident vascular, fie infarct de miocard, pot fi prevenite prin stilul de viață. Alimentația reprezintă, împreună cu fumatul, aproximativ 70% din riscul pe care noi îl avem de accident vascular. Deci o alimentație săracă în grăsimi de origine animală, bogată în fibre, în sursă vegetală, în salate, în fructe, în crudități, reprezintă, evident, o alimentație sănătoasă. De asemenea, evitarea dulciurilor procesate, care pot să ducă în timp la instalarea obezității și a diabetului zaharat. Menținerea unei greutăți corporale ideale, iarăși, mai ales acum, în perioada aceasta a pandemiei, s-a subliniat din perspectiva COVID-ului, dar și din perspectiva accidentului vascular, menținerea greutății ideale reprezintă un must-do. Da, renunțarea la fumat sau neinițierea acestui obicei, iarăși un element cheie. Și de ce nu, chiar dacă în ultimul timp pare din ce în ce mai greu, menținerea unei atitudini optimiste, pozitive, poate să facă diferența. Pentru că și am avut astfel de pacienți la care nu am reușit să identificăm practic niciun factor de risc, dar stresul și problemele vieții și reflectarea acestor probleme în interiorul meu pot să ducă la un accident vascular.